Da. Mă numesc Rob Gheorghe, tatăl lui Rock Emil Andrei, care e arestat pentru 30 de zile pentru deținere de armă de vânătoare fără permis de armă. În momentul când eu stând în bucătărie, soția în cameră, copilul al mare a intrat pe coridor, a închis ușa. În momentul ce a închis ușa copilul, atât a strigat copilul, face tati, mami, hai dacă a venit peste noi să ne omoare. Al mic, de unde s-a dus, ce a făcut, era ușa spartă, geamurile sparte, a luat o armă de vânătoare calibru 12, a ieșit pe coridor afară, a tras în vertical, de spaimă copilul, ca să ne scape pe noi familia. Inclusiv, soția mea e handicap, nu vede cu un ochi, a fost operată pe creier. În momentul la ce a ieșit și soția de spaimă, cum am ieșit afară fiecare, ea a alunecat și piciorul e aproape rupt. În rest, ce am văzut? Am ieșit în drum, am stat în drum, ăștia care au fost cu mașina, atât am văzut mașina neagră, femeia aia mai solidă și un băiat. În restul n-am văzut nimic, au plecat, a venit poliția, din moment ce a venit poliția, ce să vă spun? A stat în fața căsii cu soția, copilul, ai mândoi copii, a venit poliția, cercetări, ce s-a întâmplat, una alta și asta. După aia a mers la poliție și acolo declarații. Ce declarații să dau? Domne, declarații ce mi s-a întâmplat în familie, copilul speriat, deținând pușcă de vânătoare, neștiind că are așa ceva în casă, că noi, el e cu camera lui, cu cheile lui, eu n-am treabă, eu cu soția. Ne-am dus la poliție și am dat declarație, fiecare cu câte un birou. Eu am fost la o domnișoară, copilul la un domn, poze, a venit filmări, atât ce pot să vă spun, că a venit poliția și domnii de la jandarmi. Copilul între timp, ce a făcut, ce n-a făcut, a luat, eu fiind atunci, pe momentul am văzut, vorba aia, am fost speriat și eu și soția, peste gard la vecinul, a aruncat o geacă verde, o geantă și pușca de vânătoare peste gard. Și în rest, ce să vă spun, ne-a luat pe toți în mașină, de la ora 10 și ceva, până dimineața la 6, fără 20, ne-a ținut la poliție declarații. Și declarații și pe stânga și pe dreapta, o luăm așa băbește. Că să fie bine și pentru mine și pentru băieții care au fost, care au spart geamul și restul ce să pot să vă spun. Asta e toată problema care s-a întâmplat în familie, în rest.